uzanță să luăm în seamă declarația unui politic. Cred că e greșit. Eu cred că și în politică și în justiție ar trebui presa să fie mai rezervată cu promovarea anumitor declarații. Am văzut reporteri care spun, domnule, i-a acuzat nu știu cine de nu știu ce și s-ar putea să ia nu știu câți ani. Ca în final să se vadă că se dă în începerea urmăririi penale, nu mai ia nimica, dar știrea reportului nu e incriminată de nimeni. Să spune, ai greșit, nu mai da verdicte. Da, aici vorbim de politică, adică dacă politica nu legea, dar să fim corecți. Acum nu cred că părerea unui cetățean al României poate reprezenta părerea unui partid politic. Indiferent cine, chiar șeful de partid, dacă dă o declarație privată, nu e o declarație oficială. Da, dar asta e părerea mea. În partid are opinia, punctul domniei sale de vedere, are un cuvânt greu de spus. Asta înseamnă deja o regimentare în care dacă șeful zice să biscuim, noi biscuim cu toți. Nu, eu cred că se discută în birourile partidelor problemele astea foarte importante, dacă le considerăm importante, și există un comunicator care comunică spre presă în ceva oficial. Așa că am eu o părere cu dumneavoastră, pe stradă. Să nu spuneți că care partid are cel puțin 5 esmeni. Dacă ne gândim când s-au făcut negocierile în coaliție, mai ales în PSD. Cât de mult și-a dorit PSD-ul în Ministerul de Interne. Domnule Prigoană, să ne prefacem acum că nu se întâmplă nimic și că oamenii ăștia gândesc și l-au luat din prima dată, la prima alegere, nu la împărțire. Deci când au avut drept de alegere, să nu fim prostiți cu toți așa bloc. Dar nu a fost un comunicat în baza care a fost am aflat și noi și toată lumea câte voturi a avut domnul Gabriel Oprea. Lăsați câte voturi a avut Gabriel Oprea. Deci eu vreau să vă spun că dacă PSD-ul, ca primă opțiune, când a dat toată paleta de ministere, a ales internele, da? De ce a ales? Spuneți-mi și mie de ce a ales. Din două motive. Pentru acest serviciu și pentru că Ministerul Administrației și Internelor organizează alegerile. Asta nu e adevărat. Au ales internele pentru că era ocupat la turism. Nu. Dacă îmi permite să pun și eu o întrebare legată de discuția interesantă pe care ați avut-o împreună. Nu s-a prevăzut în acest protocol de colaborare între PSD și PDL ce se întâmplă dacă premierul nu vrea să-l revoce pe un ministru, ca să nu mai vorbească Vanghele. Dar permiteți-mi să pun o întrebare de fond. Se respectă în actualul guvern Trandafiriu legea sau protocolul? Pentru că ministrul Oprea a respectat legea atunci când a numit secretarii de stat și pe șeful de la unitatea. Deci el a respectat legea și e dat afară pentru că n-a încălcat protocolul. Astăzi, dacă tot comentăm ce a spus domnul ministru, dânsul a făcut astăzi o conferință de presă și a spus, domnule, nu vreau să fiu un cărător de mapă și să mi se impună oameni. De ce am vrut oamenii ăștia și nu i-a vrut partidul? De ce n-a spus ce omii sau ce oamenii s-au impus? Dar să întrebați-l pe dânsul, nu pe mine, dar încercam să-i explic domnului. Dacă ați reținut lucrul ăsta, cred că vă interesează și ce s-a spus. Încercam să-i explic că se respectă legea. Problemele interne ale lor sunt ale lor și eu nu am cum să le comentez. Dânsul, domnul Oprea a spus, domnul ministru, cu gura lui astăzi, că el nu vrea să fie un simplu cărător de mape și să execute ordine. El a vrut să-și facă echipa lui, nu a fost acceptat de partid și a dat demisia. E ceva în regulă? Mi se pare absolut o lecție până la urmă, nu un exercițiu, o lecție de democrație. S-ar putea să facem social-democrat. Să ridicăm statui. Că domnul de vineri este foarte, cum a spus domnul Geană, că este domnul Oprea insolent. Că de vineri, de când i-a numit pe acești domni, e pe poziție de eu nu. Inclusiv aseară când a dat, sau ieri în timpul comisiei, când a dat explicații și s-a cerut demisia, a zis nu. Și acolo a fost insolent pentru că și-a pierdut și puținii mai adepți care mai avea. Împotriva demiterii sale au votat doar domnul Ponta și domnul Marian Sârbu. Restul tot partidul s-a coalizat. Este drept că același partid n-a fost foarte corect grupul de interese care sprijină cât de cât, că vorbim de grupuri de interese, nu? Pe domnul Oprea n-a fost primit. Adică n-au participat Marian Vanghelie de la Vrancea, n-au fost reprezentanții grupului de la Cluj, n-au fost reprezentați deloc oameni din Ilfov, de unde provine. De aici a venit acel refuz al demisiei și mitingul de astăzi. Astăzi a fost un miting de 700 de oameni, chipurile spontan, oamenii a întrebat cine e Oprea, nu știu cine e Oprea. Pentru că ziaristul s-a dus și a întrebat, mama tale ce face aici, cine e ăla? Păi nu știu, mamă, cum îl cheamă? Păi era Oprișan, bă, era Oprescu, nu era orice, numai Oprea nu. Dar ieșiseră, nechemați de nimeni. În mulțime era și domnul Pandele și domnul Nețoiu.
Adică nu putem să spunem că... Deci până la prânz cumva s-au contrat poziții de forță. Organizația de Ilfos se împotrivește. A ieșit minunatul domn Hrebenciuc și a spus zice ceva organizația de Ilfos să fie atentă cu desfințări și pe ea. Dar ce se întâmplă, domnul Savin? Păi nu, la o amenințare de genul desfințez o organizație întreagă, din asta mi se pare normală. Păi eu nu mă supăr, eu spun că e un partid corupt. Păi eu dacă vine domnul Hrebe și ne explică astăzi că el desfințează organizație cu totul, pentru că are îndrăzneala, să nu se supună unei decizii, oricare ar fi aceea. Da? Și după aceea, la 4, vine acea minunată demisie, care dintr-o dată schimbă toate lucrurile, pentru că deja se întâlniseră premierul cu președintele, pentru că eram în situația de a revoca un ministru și era obligația domnului Boc. Și era cu stângul pentru această guvernare, că până la urma urmei dau dreptate aceste și domnului Boc și domnului Cezar Preda, l-am văzut, și domnului Prigoană aici de față, și spun asta o problemă a PSD-ului. Absolut. Să-și o rezolve PSD-ul, dar de ce să o arunce în grădina fie a PDL-ului, fie a guvernării? Nu-i corect. Rezolvați-vă, fraților. Și atunci vine la 4 și scoate din impas, că ar fi trebuit să arbitreze Boc toată disputa asta, și vine în sfârșit cu o demisie care era necesară din primul moment, pentru că eu îi dau dreptate că dorește să-și aleagă echipa domnului Oprea, dar în același timp îi spun că această guvernare cap-coadă e făcută pe algoritm. Deci ce s-a decis când s-a făcut această coaliție? Să împărțim absolut tot pe una ție, una mie, una ție, una mie. Ia cătă că eu ți-am dat ție internele, cum se spune, bijuteria coroanei, da? Și tu ce faci cu ea? Mie mi se pare că o dai PSD-ului, ți-o iau, pardon, PDL-ului, ți-o iau ca să nu mai am eu dubii că o dai. Despre asta a fost vorba. Despre impresia acută de trădare de care au suferit dintr-o dată toți liderii Partidului Social Democrat. Acum îmi întreb eu pe domnul Prigoană, au avut vedenii liderii PSD sau aveau o temere, cum să vă spun, îndreptățită, reală? Adică cum este Virgil Ardelean apropiat de PDL? Vreau să știu. Sau de președintele? Eu nu pot să fac o legătură între Virgil Ardelean și PDL nici dacă mă străduie. Acum dacă o găsesc alții să-mi povestească. Că eu știu un episod din 2004 în care era cuțite cu Băsescu, în care toată echipa de zgomote de la Partidul Social Democrat la vremea aia căuta o vină ca domnul Băsescu, sper că n-a uitat că echipe de procurori, de polițiști vânau țara în căutare de dosar și că dacă găseau, apropo de flotă, dacă în flotă era o acuzație reală, domnul Băsescu nu ajungea să candideze în 2004, nu ajungea președinte al României. Și da, la vremea respectivă nu e străin domnul Ardelean de mișcarea aceea. Nu erau prieteni. De când Dumnezeu s-a împrietenit? Că după știința mea n-au avut când să se împrietenească. Da. Deci nu se demonstrează că democrația funcționează, da, funcționează, coaliția funcționează, nu există disfuncționalități. Dacă așa a dorit PSD-ul să numească pe Gabriel Oprea, coaliția a acceptat numirea. Dacă domnul Oprea a luat o decizie în afara problema lor. Noi am acceptat-o neștiind că dânșii au o problemă psihică internă. Că nu a fost ușor să acceptăm numirea domnului Adrian. Știți dumneavoastră motivul la ce ai spus. Dar noi am acceptat-o. Noi am acceptat. Cum la fel și partenerii noștri de coaliție au acceptat toate numirile noastre. Că și noi am avut în interior, dar nu a fost mai simplu. Dar că a fost examen pe proiecte de guvernare. A fost mult mai simplu. Deci da, doamne, eu am înțeles așa că până la urmă domnul Gabriel Oprea a avut consultări cu anumiți lideri de filiale, cu domnul Mazăre, cu domnul Liviu Dragnea, cu Marian Oprișan. Unii îl susțineau pe domnul Oprea, alții, precum domnul Dragnea, nu, chiar își dorește acest portofoliu, înțeleg. Domnul Mazăre, nici domnia sa nu îl susține pe domnul Oprea. Atunci, ce i-a făcut pe domnul Hrebenciuc și domnul Dragnea să-i dea telefon, să înțeleg, nu? Domnului Joana. În Statele Unite. Da. Și să-ți spună. Dacă știe. Deci, practic, a te consulta cu anumiți lideri de filiale era suficient. Mă gândesc. Nu, dar nu cu domnul Nicolescu de la Argeș și cu nu mai știu cine care domnul. Nu un baron cunoscut. Era simplu, pe de ce îi reproșează Geană? Domnul a trecut direct țanc la ministru, adică la prim-ministru la Boc, trecând pe lângă ușa lui Nica și n-a băgat capul pe ușa la Nica să-i spună: bună ziua, domnul Nica, am și eu niște numiri la Ministerul de Interne. Despre asta e vorba, despre sfidare. Adică, ți-o fi șeful plecat în Statele Unite. În drum spre cabinetul premierului, treci pe la ușa Dan Nica, care este vicepremier. Teoretic. Te duci și spui: mă, băiatule, am terminat numirile, uite, astea sunt. Nu. Îl ocolești pe domnul Nica, intri glonț la premier. Premierul, pot să-l cred să spună: domnule, n-am știut că el n-are aprobare, nici nu m-am imaginat că poate să-mi aducă un set de propuneri fără să aibă girul partidului.
Că poate fi și așa și atunci noi facem scenarii, că să vedeți că omul s-a comportat bine. Domnul Oprea v-a anunțat, știți că vrea să numească pe Cutărescu. Păi știți cum e asta când pisica e afară și șoareci imediat ori joacă pe masă, ori pun mâna pe telefon? A spus răspicat, Vaghele, a avut